reunite, sunt luate în calcul toate scenariile posibile, dar vă spun că decizia pe care a luat-o conducerea alături de toți cei prezenți a fost ca fiecare, după fiecare pas, să se reunească grupurile și să decidem care este cea mai bună soluție. Deci primul pas pe care îl facem va fi votarea moțiunii și demiterea acestui guvern incompetent. Acest lucru știți foarte bine, se poate întâmpla doar în momentul în care există o majoritate solidă în Parlament, pentru că știți foarte bine că președintele României neconstituțional s-a antepronunțat că nu va pune nu va desemna un candidat din partea Partidului Social Democrat. Dar trebuie să interpretăm în strictul sensul ce a spus președintele României. Candidatul acela poate să fie o persoană foarte bine pregătită, profesionistă, și vom vedea dacă la momentul în care vom ajunge în această situație, care va fi acea persoană.